Ca de obicei, după acest generic, Alexandru Pugna vă spune bun găsit și vă invită să poposeți din nou la izvorul curat și limpede al cântecului popular românesc. Astăzi este sărbătoare în studioul postului nostru de televiziune, pentru că avem o invitată specială. Îndrăgita interpretă a cântecului popular năsăudean, Valeria Peter Predescu, este invitata noastră pentru că la sfârșitul săptămânii trecute, dumneaei a împlinit o frumoasă vârstă și nu de mult a fost sărbătorită la București, la Sala Radio, pentru cei 35 de ani de carieră artistică. Am invitat-o să-i spunem la mulți ani cu sănătate și să vă dorim multă sănătate, doamna Valerica, pentru că aceasta e mai importantă. Da. Și ani mulți în slujba folclorului românesc în continuare. Mulțumesc frumos și de urări și de invitație și sănătate le doresc și telespectatorilor care la această vreme urmăresc emisiunea noastră. Așa cum spuneam, v-am invitat pentru că în această săptămână, săptămâna trecută de fapt, a fost sărbătorită nu numai aici acasă de cei dragi, ci și la București, a fost sărbătorită de colegi de cântec, a fost sărbătorită de realizatori de emisiuni folclorice, de oameni cu care o viață ați lucrat, a fost sărbătorită de publicul venit în număr impresionant la sala de concerte radio, într-un concert extraordinar pe care l-ați intitulat Cânt la lume că mi-i dragă. Da. Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri legate de ceea ce s-a derulat la București pe scena Sălii Radio. Concertul a însemnat pentru mine o mare bucurie și așa, o încurajare pentru că am o perioadă mai grea, așa cum apar greutățile în viața fiecăruia dintre noi. Faptul că am avut alături atâția colegi de cântec, mulți de la Floarea din Grădină, batalionul folclorului cel mai important, pot să spun aceasta cu, așa, cu siguranță, și tineri interpreți, iar noi din județ ne-am înscris pe afiș 10 interpreți din județul Bistrița Năsăud și de bună seamă toți am fost fiecare în parte de nota 10 și împreună iarăși am făcut o impresie deosebită, iar județul nostru s-a aflat în prim planul scenei folclorice românești. A fost pentru prima dată când la un concert la Sala Radio au fost un număr de 10 interpreți, deci pentru prima dată când a dominat, ca să spun așa, cântecul popular din Bistrița Năsăud. A fost o sărbătoare, de fapt, a cântecului popular din județul nostru și era firesc acest lucru. Da, cu atât mai mult m-am bucurat să vă am pe toți alături și am fost bucuroasă că acolo, în inima Bucureștiului, atâta lume a venit la concert, chiar dacă timpul a fost unul foarte aspru, da. Și a fost și televiziunea Favorit care a preluat concertul, chiar l-au transmis și nădăjduim la câteva reluări. Mulțumesc redactorului Eugenia Florea și echipei dumneaei, Anca Negoescu și Violeta Ianculescu, pentru că au muncit foarte mult. Iar orchestra a sunat impecabil, orchestra Societății Române de Radio, dirijor Adrian Grigoraș. A fost frumos, cred că a fost un concert de înaltă ținută și mă bucur că mi-a reușit punctul acesta, în prag de dublă aniversare. Așa este, a fost o dublă aniversare. Vă spuneam, doamna Valeria Petre Predescu, recent a fost sărbătorită de cei dragi aici la Bistrița, a fost ziua dumneai de naștere, o zi care pică într-o zi de sfântă sărbătoare creștină, da, de Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Da, vezi ce bun protector am. Da, într-adevăr. Și nădăjduiesc la protecția Sfântului Dimitrie în continuare, cât și la protecția bunului Dumnezeu. Niciodată nu m-a lăsat și trag nădejde că mă va scoate și acum la liman ca de atâtea alte dăți. Așa e, cel mai mare ajutor vine întotdeauna de la bunul Dumnezeu. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că la București cântecul năsăudean la acel concert a fost la loc de mare cinste, cântecele Valerie Peter Predescu, șlagărele pe care de-a lungul anilor le-a lansat, cântecele care fac parte integrantă din spiritualitatea năsăudeană, într-adevăr au fost primite așa cum se cuvine de public
publicul spectator la sala de concerte radio, așa cum sunt convins că o veți face și dumneavoastră în clipele următoare, pentru că, iată, o vom asculta pe Valeria Petre Predescu cu două din cântecele sale, filmate aici în căsuța noastră de la ASTV. La 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 la